Ia să vedeți ce frumoasă se face asta. Acum să ne uităm mai atent. Au mai trecut deja 2 zile. Iau planta, le ud pentru prima dată cu o soluție. Curba arată foarte bine la rădăcini. În căutarea celui mai bun substrat de repicat pentru legume, am testat mai multe combinații, clasice sau mai extravagante, tocmai pentru a afla care merită folosite la noi în grădină. Vă salut, dragi prieteni! Am adus și vasele și tăvile alveolare. Astăzi facem repicatul la roșii în mai multe tipuri de substraturi. Am adus materialele pe rând cum am avut timp. Vremea e bună, nu-i nici frig, nici cald. E bine că nu bate soarele. Vreau să vă arăt răsadurile pe care le voi repica. Vreau să fie identice, pentru că vom testa mai multe tipuri de substraturi pentru repicat. Primul amestec pe care îl facem este cel propus de specialiștii din agricultura ecologică și conține așa: mraniță 40%, punem 4 porții. Mranița este veche, are 2 ani de când stă la descompus, este obținută din gunoi de oaie. Avem o stână aici în apropiere, suntem foarte norocoși că mai putem face rost de așa ceva. Turbă simplă, 30%. Turba are capacitatea de a păstra apa foarte bine. E mai grosieră ea, dar nu contează, la repicat merge. Nu trebuie să fie atât de fină ca cea de semănat. Deci 3 porții. Pământ de țelină 25%, 2 porții jumătate. Pământul de țelină se obține în grădină din pământul pe care, cu iarbă, dacă îl avem, îl întoarcem cu fundul în sus și iar venim cu altă brazdă peste el și tot așa facem grămadă mare de balos de pământ, cum să le spun, cu iarbă, și îi ținem așa o vară întreagă. Îl tot întoarcem pământul ăsta, îl răsturnăm câmp pe o parte, câmp pe alta, să se dezinfecteze, să se descompună iarba și rădăcinile, deci este bogat în materie organică. Eu n-am făcut așa ceva, am un pământ din grădină, de unde nu am avut solanaceee anul trecut. Da? Și mai punem și nisip 5%, adică foarte puțin. Și acum le amestecăm bine. Ia-i. Am mai făcut odată același amestec în care voi mai adăuga 2 ingrediente, cenușă și perlit. Un 8 porții și jumătate de amestec de grădină, adică 85%, pun o porție de perlit, adică 10%, și 5% pun cenușă, adică o mână bună. Pur și simplu adaug cenușa experimental. Pentru că se discută foarte mult că se folosește cenușa în grădină, că e bună împrăștiată pe pământ. Și așa este. Se știe că cenușa conține potasiu, fosfor și calciu și alte minerale în cantități mai mici. Și vreau să văd ce efect are asupra răsadurilor, care sunt plante foarte tinere, și dacă ajută sau nu să o punem și în compoziția substratului. Vă rog să nu vă apucați să puneți până nu vedeți ce rezultate am avut și ce concluzie am tras în urma experimentului. Următorul substrat pe care îl voi testa este compostul. Compostul pe care l-am cernut frumos, e fin, e același compost pe care l-am folosit și l-am semănat. Nu-i fac nimic, exact așa cum este. Și tot de dragul experimentului mai facem o combinație, mai punem din compost aici. Compostul îl putem face acasă. Punem o mână de cenușă, pe asta o putem face acasă, și punem și perlit, pe să-l găsim destul de ușor, de cumpărat în magazin. O mână. Încercăm să fie cam 10%. Un alt substrat pe care îl voi folosi este turba. De data asta este turbă specială pentru repicat, tot de la aceeași marcă, Monagri, se numește marca
firmei Dumona. Avantajul la folosirea turbei profesionale pentru semănat și pentru repicat este că este liberă de boli și de dăunători, ceea ce nu avem garanția în amestecurile astea pe care le facem noi. Fac o paranteză aici și vă spun că eu am arătat pe canal și avem un film, puteți să dați click aici în dreapta să-l vedeți, în care vă spuneam cum se poate face dezinfecția pământului cu zeamă bordeleză și sulf muiabil într-o soluție foarte diluată. 2% zeamă bordeleză și 2% sulf muiabil, în total 4, maxim 5 litri la 1 metru cub de pământ. Și solarizare. Și apoi îl lăsăm suficient să se încarce din nou cu microorganisme sau le introducem noi, sau putem face tratamentul cu soluții speciale pe care le găsim de cumpărat, cu uleiuri vegetale, extracte din plante și microorganisme benefice care eliberează solul de fungi patogeni și de dăunători. Dar să revenim la turba de repicat. Nu mai este atât de fină ca turba de semănat, dar are o umiditate foarte faină, nu e uscată. Ce trebuie să adăugăm aici este 10% perlit. Perlit sau vermiculit. Voi pune perlit de data asta. Perlitul o ajută să rămână aerisită și permite rădăcinilor să se dezvolte în voie și nu permite turbei să se compacteze. Tot turbă de repicat o voi face încă într-o altă combinație. Voi pune în ea 10% vermiculit și 10% vermicompost. Vermicompostul este considerat cel mai bun îngrășământ care rezultă prin prelucrarea materiei organice de către râme. Bun. Tăvile pe care le-am pregătit sunt cu 24 de celule. Ținând cont că avem 6 substraturi, voi pune așa, 2, 2, 2, câte 2 rânduri de celule pentru fiecare tip de substrat, exact cum am avut și la răsaduri. Aici putem face mizerie, nu-i ca în casă. Se disting foarte bine tipurile de substrat. Le voi pune și etichete după ce facem repicare. Facem o gaură. Iau planta. Ia uitați ce rădăcini frumoase are. Este obținută în turbă simplă de semănat. O pun în gaură, o adâncesc puțin și o presez. Deci nu am nevoie de mai mult de atât. S-a făcut frig, s-a făcut noapte. Noroc că am terminat și am revenit în casă ca să le țin la căldură 2-3 zile și ziua și noaptea la 20-22 de grade. Și acum le ud. Le ud pentru prima dată cu o soluție de vermicompost. Apa e mai călduță așa ca să încălzească un pic și pământul, undeva la 28 de grade, chiar am măsurat-o cu termometru. Ud substratul, dar nu în exces. Observați ce stropitoare mi-am făcut. E foarte practică și reușesc să ud uniform cu ea. 2-3 zile aspectul lor va fi total altul. O să vedem. Cu această soluție le voi uda din 2 în 2 săptămâni, exact ca anul trecut. Am fost foarte mulțumită de răsaduri și de rezultatele pe care le-am avut cu ele. Peste o săptămână le voi stropi cu macerat de coada calului pentru fortifiere. Să punem acum și etichetele. Amestecul de pământuri. Amestecul de pământuri cu cenușă și perlit. Compostul simplu. Compostul cu cenușă și perlit. Turba de repicat cu perlit și turba de repicat cu vermiculit și vermicompost. Iată cum arată răsadurile după fix 18 zile de la data la care le-am repicat pe cele din experiment. Sunt răsaduri în diferite stadii de dezvoltare. Cele din partea stângă sunt niște tomate timpurii pe care le-am pus mult mai devreme. Ceea ce ne interesează pe noi acum sunt cele din partea dreaptă, cele din experiment, și se văd etichetele acolo. Au crescut foarte frumos și celelalte. Și acum să ne uităm mai atent. Au mai trecut deja 2 zile
și observăm aici ce se întâmplă cu cele care au și cenușă în compoziția substratului. Observați, mijlocul plantelor este mult mai galben, semn că plantele sunt într-o suferință. Să vedem ce vor face în continuare. A venit momentul să facem o comparație între plante dezvoltate în diferite substraturi. Mai important este să vedem care este înălțimea lor, care este aspectul, care cum au crescut. Nu sunt diferențe foarte mari, dar sunt ceva diferențe. Uite aici în capăt, de exemplu, se vede că sunt mult mai înalte. Aici, undeva la mijloc, par a fi mult mai verzi. Ele au fost ținute fix în aceleași condiții, udate, fix la fel, pentru că fiind în două tăvi am putut să țin foarte ușor cont de treaba asta. Și iată acum pe rând. În amestecul de grădină, plantele arată bine, sunt înalte, dar un pic îngălbenite. Se cer neapărat transferate în pământ. Aici, unde aspectul era ușor galben la mijlocul plantelor, da? Deci la muguri, văd că a dispărut acel aspect. Sunt crescute ceva mai compacte, adică nu sunt atât de înalțate. În rest, nu văd diferențe. Aici arată foarte bine, un verde mai verde, la cât se poate de verde în condițiile astea de puțin pământ și destul de mari diferențe între zi și noapte, este compostul, compostul simplu. La fel de bine arată și în compostul cu cenușă și perlit, care tot așa erau un pic îngălbenite la vârfuri. Văd că și-au revenit. Mai înalte și tot bine arată cele din turba de repicat amestecată cu perlit, și mai înalte, și mai bine, deci cel mai bine arată acestea care sunt în turba de repicat cu vermicompost și vermiculit. Deci ele câștigă premiul cel mare, dar și toate celelalte arată foarte bine. Un bine, bravo pentru compost, vine din urmă amestecul de grădină, la care plantele sunt ceva mai galbene. La fel, tot așa ușor îngălbenite sunt și cele din ultima zonă, din substratul 6, turbă cu vermiculit și vermicompost, dar asta pentru că cu siguranță nu mai au loc în celule. Ia să vedem că sunt udate proaspăt și nu știu cum le scot de aici. Încerc să scot un balot. Iată. Așa arată. E foarte bine. Nu le-am pus niciun stimulant de înrădăcinare special. Le-am udat odată la 2 săptămâni cu extractul de vermicompost. Pe pământ observăm destul de multe buruieni în amestec, în compost ceva mai puține, dar sunt și aici niște semințe scăpate de la roșii, văd pasabina, văd ceva trifoi, lobodă, la fel și aici în compost, dar în turbă și în turbă amestecată cu vermicompost, nici o puruiană, nici măcar una. Aruncăm acum o privire asupra acestor răsaduri care sunt gata de plantat. Sunt gata de plantat, astea deja dau semne de nerăbdare pentru că au început să li se îngălbenească cotiledoanele. Celelalte încă mai suportă, dar nu mult. Teoretic ar trebui ca în 2-3 zile toate să fie la locul definitiv. Doar că s-au anunțat în continuare temperaturi destul de mici și ar trebui să nu mai existe pericolul de îngheț sau de brume și să avem 10-12 grade în sol. Dar oricum trebuie să fim pregătiți cu un tunel de agril, de folie, cu peturi, să le punem în cap la fiecare plantă proaspăt plantată și să le protejăm în cazul în care mai vine vreun frig. Și dacă vreau să le mai țin încă în solar,
Cel mai bine ar fi să le mut în niște pahare mai mari, să pun mai mult pământ în care să se poată dezvolta și în felul ăsta aș mai întârzia plantarea afară. Găsiți în descriere primele două episoade în care am arătat sau am testat, mai bine zis, care este cel mai bun substrat pentru semănat. Oare v-am spus că roșiile astea sunt de sacrificiu? Dacă nu, vă spun acum. E 12 mai azi și, la cum arată, ar fi trebuit să fie plantate de mult. Dar le-am ținut așa, dar tot în aceleași condiții și am forțat nota, așa cum obișnuiesc, ca să se vadă diferența între tipurile de sol în care au fost montate. Iată, aici amestecul de pământuri. Deja se vede că nu mai are nutrienți, este în suferință planta. Aici amestecul cu cenușă și perlit în completare. Aici avem compostul cu cenușă și perlit. Aici avem turba amestecată cu perlit și turba de repicat cu vermiculit și compost. Ce părere aveți? Care sunt cele mai verzi? Eu zic că de la distanță cele în compost arată cel mai bine. Aici avem mult galben și aici avem mult galben. Insist pe ideea că au fost ținute mai mult decât trebuie. La un moment dat v-am arătat, toate arătau foarte bine, erau verzi, doar că erau diferențe de înălțime. Să ne uităm un pic și la rădăcini. Deci la rădăcini nu ne plângem, toate au rădăcini frumoase și ceea ce vreau să vă reamintesc și pun imaginile aici cu răsadurile în forma lor ideală pentru plantare, când au stat suficient, dar nu prea mult în celulele în care au fost repicate. Deci concluzia mea ar fi că toate substraturile au fost bune, mai puțin cele în care am adăugat cenușă, care după părerea mea nu are ce căuta în substratul de repicat. Turba este foarte bună pentru că este liberă de orice dăunători, boli, insecte și nu are nici buruieni și de asemenea are și nutrienții necesari pentru dezvoltarea plantelor și pentru semănat și pentru repicat. Deci dacă le ținem doar atât cât este recomandat, plantele se dezvoltă foarte bine. Dar în același timp și dacă avem compost din grădina noastră, un compost bine făcut, bine fermentat, este tot la fel de bun. Deci fiecare până la urmă poate să-și facă răsadurile din ceea ce deține. Chiar și pământul din grădină în amestec cu compost și cu nisip și cu perlit, cum l-am mai arătat aici, este bun dacă nu avem altceva. Și dacă din întâmplare, cu voie sau fără voie, răsadurile voastre de roșii ajung să arate așa destul de chinuite și alungite, cum sunt cele din imagini, aveți un videoclip aici în care am arătat o metodă simplă prin care putem ajuta roșiile la plantare să le dăm un impuls să crească, să se dezvolte, să-și dezvolte rădăcinile și să se transforme în plante frumoase și roditoare. Până data viitoare, vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate!